Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă lecție de istorie realizată în parteneriat cu Teatrul Național Mihai Vinescu de la Chișinău. Astăzi ne-am propus să revenim la tema legată de regiunea separatistă a Republicii Moldova, cunoscută și sub denumirea de Transnistria. De această dată însă ne vom axa pe perioada anilor 90 ca să înțelegem exact cine și de ce a provocat un război la Nistru. Invitatul ediției de astăzi este un bun cunoscător al problemei, Oazun Antoi. Bună ziua și bine ați venit la lecția de istorie. Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru avansă pe care mi-ați oferit. Domnule Antoi, pentru început vreau să reamintească telespectatorilor noștri că pe 12 octombrie 1924 Uniunea Sovietică a creat în stânga Nistrului Republica Autonomă Sovietică Socialistă o entitate teritorială autonomă în componența Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene. Pentru început aș vrea să vă întreb care a fost totuși miza, scopul Moscovei atunci când a creat această entitate teritorială. Ea a fost una etnic pretins, deoarece toată Uniunea Sovietică era un fel de matrioșcă. Deci, a... Tratatul din 30 decembrie 1922 de Constituție a Uniunii Sovietice prevedea că aceasta este o federație creată de republici unionale. Și toate cele trei Constituții sovietice, ultima care a fost din 1977, prevedeau dreptul republicilor unionale la ieșire din componența URSS. Și, prin urmare, la momentul distrămării URSS, comunitatea internațională a recunoscut 15 state noi, fostele Republici Unionale. Acum, cum de s-a ajuns la 12 octombrie 1924? Am să fac un salt la 16 mai 1812, când la București, între partea otomană și Imperiul Rus, a fost semnat un tratat, în baza căruia Imperiul Rus a preluat controlul asupra Basarabiei. Teritoriul, da a preluat controlul asupra Moldovei de Est. Aci o pârțit Moldova istorică păi, da. în două da. și teritoriul și Nistru l-a rebotezat între în râurile Masarabia. Prut și Nistru. Uh, ulterior, uh, Imperiul Rus a procedat la politici standarde de consolidare a controlului asupra frontierilor. Asta este schimbarea premeditată a componenței etnice, da? uh, din Dobruja actuala Bulgaria a fost aduși sub denumire comună de bulgari etnicii bulgari și găgăuzi, creștini ortodoxi. Deci au avut loc rusificarea etc., etc. Dar noi știm că la 27 martie 1918 Basarabia a ieșit, a, a adoptat actul Unirii și acest lucru a provocat o reacție foarte bolnavicioasă la Moscova. Da? Deci știm povestea cu Tezaurul românesc și. Um, Ulterior, Federația Rusă uh, n-a recunoscut unitatea uh, unirea Basarabiei în componența României. Și aici, uh, ce s-a întâmplat? Uh, la 12 octombrie 1994, la Kharkiv, capitala actuală de pe atunci a Ucrainei Sovietice, a fost constituită Republica Moldovenească Autonomă Sovietică Socialistă în componența Ucrainei. Și aici eu vreau să fac o remarcă. Dumneavoastră spus pe malul stângă, Nu. Dacă ne uităm pe hărțile oficiale ale Uniunii Sovietice de pe atunci, a, teritoriul, a, nu, frontiera oficială a Uniunii Sovietice pe cele hărți era trasată de-a lungul Prutului. Deci nu recunoșteau. Iar teritoriul între Prut și Nistru era hășurat și acolo era scris sub ocupația românească temporară, ceva de tipul ăsta. Deci crearea acelei Republici Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești din stânga Nistrului a fost uh, nu altceva decât un cap de pod în speranță? Exact. Iată la aceasta vreau să trec. Uh, și la momentul, din momentul constituirii acestei pseudo-entități, ideologii sovietici nici nu ascundeau că acesta e un cap de pod pentru expansiunea ideologiei comuniste în dreapta râului Nistru și nu numai. Și ideologia oficială glasuia în modul următor. Pe malul stâng al Nistrului înflorește o parte din națiunii socialiste, da? Picând pe, pe malul drept al Nistrului, cealaltă parte a națiunii moldovenești geme sub ocupația română burgheză mușeirească. Deși realitatea era cu totul alta. Păi, realitatea, noi știm că era cu totul alta, dar eu sunt deținător unui volum din Marea Enciclopedie Sovietică din 27 cu litera B, inclusiv acolo este chestiunea Basarabiei. Și acolo se poate de citit asemenea perle. Și acum, după 9 ani de la ocupație, moșierii români sunt nevoiți să vorbească cu țăranii moldoveni în limba moldovenească și nu în cea română. Adică ideologia comunistă promova ideea existenței a două popoare diferite, distinse, care vorbesc în două limbi. Deja este o poveste lungă cu experimentele lingvistice în stânga Nistrului, cu deci inventarea limbii șantiste moldovenești, etc., etc. Alta este că populația aflată sub controlul sovietic era condamnată la degradare și la sovietizare, deci sau la degradare prin sovietizare. Ne mai vorbim de foamea din anii 20 și așa mai departe. Și cu adevărat, deci asta, Republica Autonomă Sovietică Socialistă a fost un cap de pod un, un element din scenariul de lungă durată care a fost pus la cale de puterea centrală de la Moscova. Da, și în 1940, ca rezultat al ultimatumului sovietic din 28 iunie 1940, Uniunea Sovietică anexează teritoriul dintre Borșinistru. E cazul să ne aducem aminte de protocoalele adiționale secrete la pactul Molotov-Ribbentrop, unde Uniunea Sovietică își declară interesul pentru Basarabia. Și pare mi se că la 26 mai 40 a capitulat Franța, care într-un fel era garantul pentru România. România, Etc., etc. Și la 26 iunie 40, ambasadorul României Davidescu i-a fost, i -a fost înmânată în nota ultimativă. Și aici sigur că eu citesc din memorie, dar este un moment extrem de important în acea notă ultimativă nota ce scrie următoarele, aproximativ, că în 1918 România regală, profitând de slăbiciunea militară temporară a Rusiei, a anexat teritoriile conectate istoric cu Ucraina și populate preponderent de ucraineni. Cu o altfel, minciună. Inițiind anexarea Basarabiei sau reanexarea, dacă pornim de la 812, regimul sovietic intenționa doar să se limiteze la preroarea controlului asupra acestor teritorii, lăsându-le în componență Ucrainei, acea Republică Moldovenească Autonomă Sovietic Socialist. Asta e, așa arătau planurile regimului Stalin la 26 iunie 40. Și cum glumesc eu, dacă, noi, dacă regimul lui Stalin s-ar fi oprit la aceasta, deci astăzi Republica Moldova ca stat n-ar fi existat. Din simplu motiv că dacă ne aducem aminte de matrioșca sovietică, Republicile autonome nu aveau dreptul la autodeterminare și la ieșire din componența URSS. De aici noi vedem conflictul, de exemplu, în Georgia cu Abhazia, care până în 27 a fost Republica Unională și pe urmă a devenit Republica Autonomă, etc., etc. Cu alte cuvinte, Imperiul avea grijă deci, să creze zone de tensiune prin trasarea artificială a frontierilor. Dar s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și la 2 august 40, la Moscova, a fost votată lege cu privire la constituirea Republicii Moldovenești Sovietice Socialiste Unionale. Și iată, noi suntem Republica Moldova, este succesor de drept al Republicii Unionale Sovietice Socialiste, create prin adoptarea legii la Moscova. Și un moment vreau să, uh, care să atrag atenția la un moment foarte important. Deci, frontierele noile, noi Republicii Unionale au fost determinate printr-un act la 4 octombrie 40. Și aici, sigur că din 14, fostele 14 raioane pe malul stâng Nistrului au rămas do doar 6, această fâșii îngustă de pământ de lungul uh, Nistrului. Așa a zisă Transnistria, cum îi le spunem noi azi. Și, a, este un moment foarte important. Bucovina a fost anexată de Uniunea Sovietică drept recompens. Este un argument juridic foarte. Pentru faptul că chipurile România a ocupat Basarabia. Deci, și, respectiv, s-a tăiat sudul, s-a tăiat nordul. Drept urmare, deci, eu fiind născut în același sat unde s-au născut părinții mei în România, eu deja m-am născut în Ucraina Sovietică, top așa exșo zavod, nu pe în ucrainescu mobu, nu glumesc. Deci asta, așa au fost jocurile a, regimului Stalin și iată cei ce avem astăzi în mare parte, inclusiv conflictul de la din perioada de, de strămării URSS-ului, se trage, are rădăcini istorice, în primul rând, în politicile barbare ale regimului Stalin, de crearea a homo sovieticus cu specific regional, la care cred că vom ajunge. Această stare de lucruri s-a menținut până în anii 90 atunci când liniștea și pacea la Nistru a fost zdruncinată serios. Întrebarea e cine a zdruncinat liniștea și pacea la Nistru și de ce a făcut-o? În ordine cronologică, situația arată aproximativ așa. La 25 februarie, 10 martie, au avut loc primele alegeri democratice în Sovietul Suprem, care ulterior s-a declarat Parlament, al Republicii Moldova. Simplificăm la 25 februarie 90 primul tur și la 10 martie turul 2. Întreg teritoriul RSS Moldovenești a fost împărțit în 380 circumscripții unii nominale. Și alegerile s-au desfășurat, este foarte important să cunoaștem acest lucru, pe întreg teritoriul RSS Moldovenești. inclusiv în zona de sud, inclusiv pe malul stâng, de unde au fost aleși, dacă nu greșesc, 64 de deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Vreau să atrag atenția că în circumscripția numărul 125 a fost ales un oricare Igor Smirnov, născut la 23 octombrie 1941 în Kamchatka și care în 1987 a fost trimis de regimul sovietic în calitate de director la uzina electromașină de la Tiraspol. Deci, repet, alegerile s-au desfășurat pentru teritoriul RSS Moldovenești, și conform tradițiilor sau normelor de pe atunci, acel Soviet Suprem, care ulterior s-a declarat Parlament, era perfect legitim, re reprezentând întreg teritoriul Republicii Moldova. Ce s-a întâmplat ulterior? La 27 aprilie 90, cu mare entuziasm, a fost votat tricolorul, a fost votat primul guvern în frunte cu domnul Mircea Druc, cu unanim, doar un singur deputat s-a obținut, deci inclusiv cei din stânga tot au votat pentru reprezentantul Frontului Popular, Mircea Druc în fruntea guvernului și componența guvernului. Un unionist înflăcărat. Păi, nu că înflăcărat, dar deschis. Deci, da. deci și cei din stânga nu au avut o problemă să-l voteze. Absolut, repet. 367 în ultima instanță au fost aleși. În unele circunscripții nu s-a reușit alegerea, deoarece dacă nu s-a reușit din prima tentativă, pe urmă lumea a încetat de ieșit la alegeri, mă rog, dar un singur deputat s-a obținut, îi spune Valentin Crilov, poate fi întâlnit pe străzile Chișinăului, restul toți au votat unanim pentru Mircea Druc și guvernul în front cu Mircea Druk. Situația s-a schimbat la 23 iunie 1990. Luna iunie era caracteristică prin așa zisă paradă a suveranităților. Dacă țările baltice încă din start au declarat că la revedere noi plecăm, noi nu ne jucăm cu Uniunea Sovietică reînnoită. Deci, e, în restul republicilor unionale au avut așa, loc, așa zise, parada suveranităților. E, fostele republici unionale adoptau declarațiile de suveranitate. Noi nici măcar n-am fost printre primii, dacă nu greșesc. Pe la jumătate. Federația Rusă undeva pe 12 sau pe 14 iunie a votat declarația de suveranitate. Noi am votat pe 23 iunie. Ce înseamnă declarația de suveranitate? În linii mari, aceasta însemna că Republica Moldova declară supremație legislației locale asupra celei unionale. Acea unională poate fi valabilă, avea putere juridică pe teritoriul Republicii Moldova, cu condiția aprobării rectificării din partea Parlamentului local, se introducea noțiune de cetățenie pe care trebuie să o precizăm. Și, deci, ce s-a întâmplat? Centrul Unional s-a speriat nu că s-a speriat, dar a ajuns la concluzie că Republica Moldova este gata să plece din componența URSS după exemplul Republicilor Baltice și încă să se mai unească cu România. Și în situația aceasta se desfășura un alt proces în paralel. Mihail Gorbaciov încerca să salveze Uniunea Sovietică. Avea loc, așa zis, un proces de la Novo unde se încerca unui nou tratat unional, și Gorbaciov avea iluzia de a reseta Uniunea Sovietică prin semnarea noului tratat unional de către fostele Republici Unionale. Și Centrul Unional a decis să forțeze Republica Moldova să semneze acest tratat unional. Și pentru aceasta a recurs la fenomenul separatismului. Dacă noi vorbim despre Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, eu am să revin la martie 1985, când Gorbaciov a inițiat politica de perestroică, glasnost, când noi, cei schilodiți de frica timpurilor staliniste și nu numai, învățam din mers ce înseamnă să trăiești viața cu demnitate și să-ți exprimi opinia ta personală fără frică. Înțelegeți? Și această politică de glasă și de perestroică a developat un lucru foarte, să spunem așa, alarmant. Dacă în Chișinău se desfășurau manifestațiile frontului popular, totul era frumos, cu tricoloruri, uniunea scriitorilor, lupta pentru limbă și alfabet, deci populațiile din stânga Nistrului în special, din centrile industriale, vreau să subliniez, și din zona de sud, reacționau foarte negativ la acest proces. Ce înseamnă Transnistria? 12% din teritoriu, 17% din populație, 30% din potențialul industrial care exista la acel moment. Ultimul recensământ din URSS în 89 a constatat, de exemplu, că în orașul Tiraspol, unde locuiau 180.000 de oameni, doar 17% s-au identificat ca moldoveni. A, și multe lume se uita pe atunci că, iată, componența etnică în Transnistria, 34 sau 33 moldoveni, 30 ruși, 30 ucraineni, nu. Noi toți, și eu numai, <laughs> deci, noi toți eram oameni sovietici. Prioritar era mentalitatea sovietică. Și cea mai mare, una din cele mai grave crime care le-a săvârșit uh, regimul sovietic, este că din 40 încoace, pe malul drept al Nistrului și din 24 în stâncă Nistrului, consecvent, brutal, a implementat românofobie. Și dacă acum, după evenimentele dramatice din Ucraina, se vorbește despre război hibrid, noi am simțit ceea ce înseamnă război hibrid încă pe atunci, când Centrul Unional, profitând de monopolul asupra unor mass media, implementa această provoca, această idee că Republica Moldova merge spre unire cu România și populația din centrele industriale din stânga Nistrului, care era rusofonă, era sovietică mare parte. și ei nu se identificau cu Republica Moldova, ei se identificau cu Uniunea Sovietică. Aici trebuie adăugat și momentul militarizării excesive a malului stâng unde erau concentrate unitățile militare, a fost armate 14, una din cele mai puternice armate de Tot strategic au făcut acest lucru, păi cei da? De la păi da, totul era pe malul stâng și întreprinderile strategice, deci dacă malul drept era preponderent agrar, Mau stâng era industrializat și dacă eu am menționat că Igor Smirnov a fost trimis în 87, acesta era doar un element din politicile acestea, când brațele de muncă, inclusiv necalificate, erau trimiși din restul teritoriului RSS pentru consolidarea controlului asupra frontierei. În urma acestor politici provocatoare a centrului unional, în centrele industriale din stânga Nistrului s-a instaurat o atmosferă de psihoză colectivă. Și pentru, ca, pentru, a menține controlul asupra Republicii Moldova, la 19 august 1990, la Comrat, este o localitate în zona de sud a Republicii Moldova, aproximativ în centru arealului unde erau populat preponderent de etnici găgăuzi. Da? A fost organizat, așa zis, un congres al deputaților de toate nivelele, în fel de, știți așa, amalgam când și... Da? Unde au fost proclamată, fiți atenți Republica Găgăuză Sovietic-Socialistă, în componența URSS, cuvintele cheie în componența URSS, și unde au fost adoptate declarații de independență față de Republica Moldova și s-a adresat la Centru Unional cu solicitare ca lor să le se permită să semneze acel tratat unional înnoit despre care noi am vorbit uh, anterior. Deci o Republică Găgăuză? Păi da la unionale care Unional. au declarat ieșire din componență Republicii Moldova La 2 septembrie 19. 1990, adică peste o lună jumate după adoptarea declarației de suveranitate la Chișinău, la Tiraspol a fost convocat același congres, același model de congres al deputaților de toate nivelele, unde au fost proclamate crearea Republicii Sovietic-Socialiste Moldovenească-Transnistriane în componența URSS. O, Republica unională Moldovenească-Nistriană în componența, în componența URSS. și repet, cuvintele cheie erau în componența URSS. Și când deputații poporului din partea RSS-Moldovenești, care au fost aleși în Sovietul Suprem al Uniunii Sovietice, intelectualii noștri, Leonid Alari, Hadircă, Ion, etc. etc. Deci s-au adresat către Anatol, tovarășul Anatol Lukianov, președintele Sovietului Suprem al Unii Sovietice, cu obiecții, că chipurile, ce faceți voi? Deci a vă spus foarte așa. Dacă Republica Moldova semnează noul tratat unional, aceste pseudo-republici dispar. Dacă nu, sunteți liberi să plecați fără aceste teritorii. Este lucru bine. Deci cunoscut. Moscova a amenințat a... Chișinăul direct fără da, din start a fost ca un instrument de șantaj. Însă, evenimentele au luat o raznă pentru cei care doreau resetarea Uniunii Sovietice. După parada suveranităților, a venit și sfârșitul deci Uniunii Sovietice, dar în paralel ce s-a întâmplat? în stânga Nistrui, profitând de faptul că erau unități militare, profitând de faptul că populația era uh, concentrată în uh, colectivele de muncă la întreprinderile industriale și era ușor manipulată prin sentimentul ăsta de psihoză colectivă bazat pe românofobie. Cine alimenta această stare de psihoză colectivă? Centrul Unional, eu am spus că chiar și astăzi, la Moscova se editează un ziar, se numește Nezavisima Gazeta. Și chiar astăzi acolo o oricare doamnă, Svetlana Gamova, care, cum glumesc eu, probabil are deja epoleț de colonel în rezervă, scrie aceleși articole după același calăpot care le scria locuind la Chișinău în 89 în calitate într-un ziar uh, anexă anex săptămânal la ziarul Izvestie. Înțelegeți? Asta era politicile unionale. Care, repet, cei ce astăzi numim elegant război hibrid. Da. Și s-a început în stânga Nistrului un proces foarte și foarte periculos. A început această psihoză colectivă s-a transformat în agresiune față de orice opoziție, față de toți oponenții acestui separatism. Vreau să, să, atrag atenția. În stânga Nistrului au fost comise crime împotriva umanității prin realizarea iepurele etnici, circa 25 de de locuitori în stânga Nistrului au fost nevoiți să se refugieze pe malul drept al Nistrului, devenind persoane intern strămutate, salvându-și vețele în fața dezmățului șovinismului velicorus au fost distruse fragilele puteri de stat ale Republicii Moldova, deoarece, vă dați seama, Republica Moldova, sovietic socialistă, formal era Republica Unională. În realitate era un teritoriu totalmente controlat de secretarul 2 al Comitetului Central. Pșenicnikov. Par... Nu, erau mai mulți. Deci, asta poate țineți minte pe Pșenicnikov, eu țin minte pe alt Smirnov, care toată... Toată nomenclatura comunistă dansa în fața lui. Ofițerii din Armata a 14, -a formal, se treceau în rezervă și erau trimiși la cele întreprinderi industriale unde se ocupau de detașamentele de autoapărare create din în interiorul colectivilor de muncă. Femeile isterizate atacau depozitele cu armament al a Armatei 14, -a, de unde armamentul se distribuia prin. Cu alte cuvinte, sigur că. Asta era o, o, o înscenare. Da, ce a... înseamnă atacul? se permite? Păi da, păi da, dar sub acoperirea acestei isterii, deci armamentul, se... vreau să atrag atenție la un moment. În localitatea Vladimirovca, pe malul stâng al se află 17 tankuri T-64 din dotarea foste armate 14, în situația când Armata Națională a Republicii Moldova până în prezent nu are niciun tank, măcar gonflabil. Deci, asta este. Și, deci, a pornit acest proces de violență, bazată în special pe criteriul etnic și politic, adică toți oponenții separatismului erau desori exterminați fizic, da? asta fără exagerări. Deci, a început un proces tipic pentru perioada de distrămare a Imperiilor, când mai multe lume cu devieri mentale au venit să participe la acest conflict. Au participat naționaliștii ucraineni care erau gata să lupte cot la cot cu cazacii ruși, numai să nu-i vadă pe români. Înțelegeți? Au venit cazacii ruși care au reapărut în URSS. Au fost reprezentanții lumii interlopii eliberați din închisori cu condiția că vor merge pe malul stâng al Nistrului să lupte împotriva Republicii Moldova. Și ultima, ceea ce a fost, pe timpul renumitul generalul Lebed, sub pseudonim, au apărut pe malul stâng și pe urmă, deci, uh, armata rusească. Da, aici trebuie de menționat că la 1 aprilie uh, 1992, Boris Yeltsin, președintele Federației Rusiei, a, a semnat, de un decret. a semnat un decret de trecerea sub, în subordonarea Rusiei a unităților militare din stânga Nistrui. Ceea ce era ilegal. Evident, e legal, deoarece acest decret al lui Elțin a intrat în conflict cu decretul domnului Mircea Snegur, dacă nu greșesc, din 3 septembrie 91, de Constituirea Armatei Naționale. La 14 septembrie a fost decretul domnului Mircea Snegur 91 de trecerea în proprietatea Republicii Moldova a întregului patrimoniu unităților militare sovietice de, de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Dar Asta, aici? Asta însemnând inclusiv Armata 14? Păi, da, în primul rând, Unitățile armate 14. Și vreau să vă spun că, dacă de pe malul drept Unitățile militare sovietice au plecat, au plecat luând cu ele tot armamentul performant. Da? De când pe malul stâng, acest armament performant a rămas. Deci, el ți-a asemnat acel decret intenționat, știind ce se pregătește pentru malul drept, intenționat a făcut-o pentru a fortifica pozițiile regimului separatist? Eu cred că aici, în primul rând, de... Elțin a avut grijă ca Federația Rusă să păstreze elementele cheie de control asupra acestui teritoriu. În paralel a fost realizat acel scenariu, acel spectacol, deci cum că deci, femeile isterizate atacau depozitele și au apărut așa zi și gardiști, așa au vrut soarta că, firește că eu nu pot ține minte acum ziua concretă, dar cu ex prim-ministru Republicii Moldova, domnul Andrei Sangheli, la oară 1 noaptea, am mers la Dubasare să portăm niște negocieri, și am trecut prin mulțime isterizată de femei care încercau să sară peste noi urlând că români fasciști și eram, tre am trecut prin coloar de așa zis și gardiști, în uniforme noi, cu armament nou, totul de la depozite și așa mai departe. Prin urmare, Centrul Unional a făcut totul pentru a distruge Structurile de stat ale Republicii Moldova, pe malul stângel și pentru a prelua controlul asupra acestui teritoriu. Conflictul armat, propriu-zis, el s-a bazat pe încercările Republicii Moldova de a nu ceda acest teritoriu. Când au avut loc primele provocări pe Nistru? Pentru păi... că noi cunoaștem oficial războiul. Pe Nistru a început pe 2 martie da. pe Nu, 2 noiembrie 1990, Guvernul Republicii Moldova a încercat să deblocheze podul peste Nistru, deoarece, mă rog, o arteră vitală și... Deci, când a fost trimis oponul nostru, adică unitățile... Podul de, de la Dubăsare. Da, podul de la Dubăsare. Deci, a fost, podul a fost blocat cu blocuri de beton, cu tractoare, deci este de mare lume era cu vergi de metal, etc., etc. Și totul era bazat pe această xenofobie exacerbată adusă până la absurditate și când a, polițiștii moldoveni au încercat să deblocheze situația, au fost uh, primul de sânge, trei persoane au murit. Acest caz așa și n-a fost închetat în povidă faptului că Centrul Unional și-a declarat deci, disponibilitatea. Dar s-a întâmplat un lucru tragic. A fost a, trecută limita de prețul de vieți omenești. În Stângănei, situația a fost mult mai dramatică pentru acei care nu erau de acord cu regimul separatist, care nu erau de acord cu, deci, cu ideea separatismului și care încă și mai vorbeau limba română și se considerau... Deci este vorba de un regim cu tente fasciste, da? care s-a instaurat prin violență, fiind protejat, și înzestrat cu armament de către Federația Rusă. Și aici, noi știm de 2 martie, da? că vă dubăsare, deci. Dar eu vreau să atrag atenția la următorul moment. S-a reușit, prin supra -eforturi a noului stat, să se atragă atenția comuni a comunității internaționale la această evoluție dramatică a evenimentului. Inclusiv, eu atunci eram consilierul domnului președinte Mircea Snegur, la 6 și 17 aprilie 1992, la Chișinău, au avut loc întrunirile quadrilaterii ale Ministrului Afacelor Externe a, domnului, a Republicii Moldova, domnul Nicolae Țiu, a României, domnul Adrian Nastase, a Ucrainei, domnul Zelenko și Andrei Kozirev, Federației Rusă. Și aceste întruniri quadrilaterale au decis uh, crearea unui mecanism quadrilateral de observatori militari în zona de conflict. Uh, deci, uh, au creat, uh, au adoptat documentele care, teoretic, uh, trebuia să reducă violența și să creeze premize pentru soluționarea conflictului. Este încă un moment foarte important. Parlamentul Republicii Moldova. Cu participarea majorității deputaților aleși pe malul stângă a adoptat niște documente care creau, creau cadru cadrul juridic pentru dezamorsarea situației și reglementarea conflictului, sau trecerea reglementării conflictului pe cale pașnică. Aici trebuie să spunem un lucru foarte important. Eu pe atunci cunoșteau pe mulți deputați aleși în stânganistri. Majoritatea din ei erau oameni normali, la cap, să spunem așa și care deloc nu erau încântați de acea isterie și de acea atmosferă de psihoză colectivă mm. care s-a instaurat în stângănistului. Însă s-au ajuns la situația că ei își riscau reșca, viața dacă vineau la Chișinău să activeze în cadrul Parlamentului Republicii Moldova. Aici nu trebuie să avem iluzii. Ei își riscau viața. Un regim xenofob fascist bazat pe șovinismul rus, bazat pe violență, pe ură interietnic, cei ce am avut noi în stânganism. Și atunci când, în urma acestor supraeforturi, s-a implicat cât de cât, au apărut mecanismul de observatori în zonă de conflict, Parlamentul s-a mobilizat și a adoptat aceste acte pentru soluționarea conflictului, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat la 19 iunie 92 la Bender. Când cei care nu doreau, aici putem să vorbim multe despre așa zisul combat cu când omul cu devieri psihice în urma războiului din Afganistan a creat aici o bandă și deci, care omora oamenii, deci era un dezmers total. Deci astăzi este ceva inimaginabil pentru cei care astăzi văd realitățile pe ambele mâini, ne ce a fost, la ce, s-a degradat. Și la 19 iunie, premeditat, s-a atacat postul de poliție din Bender. Cine l-a atacat? S-a atacat pretinsul mal, malul stâng. Deci, da. Dar noi știm că, în realitate, totul era sub controlul Federației Ruse cu excepția unor demenți de tipul lui Costenco, care au fost lichidate în condiții obscure. Da. Deci și... pe 19 iunie 1992 armata rusă se implică direct în acest război. Deci a fost provocat, atac... a fost atacat postul de poliție. Chișinău a întreprins eforturi pentru deblocarea postului de poliție și sunt filmeri cum pipodul podul Nistru, în zona orașului Bender, merg tancurile rusești din dotarea armatei 14. Da? Și cei ce pe atunci era un amalgam din voluntari, din polițiști și primele structuri care s-au declarat Armata națională a Republicii Moldova, s-au pomenit față în față cu agresorul rus. Dacă citim Rezoluția adunării generale a Organizației Națiunilor Unite din 14 de decembrie 1974, numărul 33 14, cu privire la definirea actului de agresiune, acțiunile întreprinse de Federația Rusă, sute la sute, cad sub definiția acestei agresiuni militare efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, împotriva Republicii Moldova, de către trupele trecute în bază decretului lui Boris Yeltsin sub controlul Federației Rusie, deci împotriva Republicii Moldova. Și aici trecem la 21 iulie 1992. Da, atunci când la Moscova a fost semnată convenția cu privire la principiile de reglementare pașnică a conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, document pe care și au pus semnătura președintele Federației Ruse Boris Yeltsin și președintele Republicii Moldova Mircea Snegur. Da. Două părți în conflict. Deci semnarea acestui document din partea lui Yeltsin este un argument în plus, este dovada faptului că Rusia a recunoscut că Republica Moldova a pierdut războiul în fața Federației Ruse. Exact. Este un acord, un semnat între agresor și Republica Moldova. Acest document este un document foarte straniu. De ce? El n-a fost ratificat de niciun parlament. Nici în Parlamentul Rusiei, nici în Parlamentul nu. de la Chișinău. Nu. Acest document legitimizează existența trupelor paramilitare ale regimului anticonstituțional din stânga Nilului, instaurând, așa zis, un format unic al operațiunii de menținere a păcii care este constituită din unitățile militare a Federației Ruse, a Republicii Moldova și a regimului anticonstituțional din Stânganist. Și mai este și Comisia Unificată de Control, unde deciziile trilaterale, da? Dar în realitate Republica Moldova este în fața frontului comun a Federației Ruse și marionetelor ruse de la Tiraspă, da? Și unde deciziile urmează să fie adoptate prin consens. Care consens? A fost e, instaurată zona de securitate și dacă între Cipru din nord și Cipru din sud zona de securitate este una simbolică dacă nu greșesc de câțiva zeci de metri. Aici o suprafață nu țin minte exact are ei dar și 10, iată, 15 km dacă deci, nu greșesc. Și iată da și a fost stabilit statutul orașului Bender care este ignorat de Sub, deci, controlat de două părți. Deci, da? Dar în realitate, orașul Tighina este sub administrația separatistă. asupra Benderului, de fapt. Și iată, aceasta, da, și acolo este încă o frază, cum că statutul trup, -arma, Unităților Armate Federației Rusie urmează să fie negociat, deci este scos în afară acestui acord. Și deci, aceasta a fost o încununare a atacului, la început prin instrumentele războiului hibrid, dar ulterior prin o agresiune militară deschisă asupra statalității Republicii Moldova din partea. E, atacul a fost pornit inițial de centrul Unional și dus până la capăt de către Federația Rusă ce acte tratate între Chișinău și Moscova au fost semnate ulterior acelei convenții din 21 iulie 1992 și ce prevăd acele documente? Nu, dacă vorbim de tratate în toată puterea cuvântului, există un singur tratat semnat la 19 noiembrie 2001 la Moscova între ex-președintele Republicii Moldova, domnul Vladimir Voronin și Vladimir Putin. Tratatul de parteneriat și prietenie între Republica Moldova și Federația Rusă. Acest tratat a fost semnat în condițiile când domnul Voronin se afla în fază de euforie, după desemnarea în calitate de președintele Republicii Moldova de către Parlament, după alegerile din 25 februarie 2001. Dar euforie și competența nu se îmbină, deci, organic. Și Federația Rusă a introdus în acest tratat tot ce a dorit. În preambul putem citi că Federația Rusă este unul dintre mediatori și garant. Ce înseamnă garant? Aici trebuie să revenim la 10 mai 1997, când la Moscova a fost semnat Memorandumul cu privire la normalizarea relațiilor dintre Republica Moldova și Transnistria. Așa numitul memorandum Primakov. Da, un document strigător la cer, care, pe de o parte, nu are putere juridic, dar, pe de altă parte, este folosit de diplomației ruse, consecvent și acele formulări, și care stabilea, fiți atenți, lichidarea statului Republica Moldova. Adică. Nu, în locul statului Republica Moldova urma să fie create o așa numit stat comun din doi subiecții egali, Republica Moldova și Transnistria, un fel de confederație contractuală. Și aici unde Rusiei ei revenea rolul de mediator și garant al înțelegerilor ce urmau să fie atinse între părți. Păi dar cum poate deveni un agresor, garant și mediator? Nu, nu, vă supărați. Iată dacă ne uităm acum la evenimentele dramatice din Ucraina. Ucraina a trecut prin șocul anului 14 și a fost nevoie de timp pentru ca clasa politică și societatea ucraineană să ajungă, nu că e vorba de un consens, dar deci este clar, Ucraina se află în stare de război cu Rusia. Da, este război hibrid. Nu este război canonic, deci da. Și deci Rusia este agresor. Și Ucraina își formulează poziția pe diferite platforme, pornind de la această abordare. Rusia este agresor. Ucraina se află în stare de război cu Rusia. Noi am menționat tratatul de pace și prietenie semnat cu Federația Rusă. Da? Noi putem să ne aducem aminte despre conținutul declarațiilor adoptate de Parlamentul Republicii Moldova în anul 92, unde adresările către comunitate internațională, etc., etc., unde se spune franc, agresiunea Federației Rusă. Sunt documente. sunt documente votate de Parlamentul Republicii Moldova. Și atât, în aceeași țară vin la putere alte forțe politice care pornesc de la cu totul altă abordare. Este un lucru care publicul puțin îl cunoaște. De exemplu, 16 mai 2001. În condițiile euforiei menționate, domnul Vladimir Voronin pleacă la Tiraspol și fără ca să-și dea seama că este manipulat de Igor Smirnov pe care l-am menționat, semnează cinci documente în calitate de președinte a Republicii Moldova. În unul din care un protocol, articolul 5, prevede de examinat problema plății recompensii din partea Republicii Moldova pentru ce? Adică pentru agresiunea militară în anul 90, da? Asta e documentul semnat de președintele Republicii Moldova. Deci, prin urmare, deci de unde vreți să vedeți soluționarea problemei, când Republica Moldova, ca stat, n-a avut și nici nu are o politică consecventă în, și o atitudine clară, în raport cu ceea ce s-a întâmplat pe teritoriul Republicii Moldova. Pe de o parte, avem tratatul de prietenie, unde Federația Rusă a introdus aceste uh, noțiuni de unul dintre mediatori și garant. Pe de o altă parte, avem formatul unic al procesului de negocieri din 92. Și mai este încă un moment, în baza noțiunii de mediator. La 20 februarie 2002, la Bratislava, s-a ajuns la crearea formatului pentalateral al procesului de negocieri. Dar nici nu este proces de negocieri. Asta e ceva de tipul consfătuirii permanentă pe chestiuni politice în cadrul reglementării problemei da? unde este impusă și acceptată de cei de la Chișinău o schemă falsă cum că conflictul este unul intern, cum că există două părți în conflict, malul drept și malul stâng, și noi avem nevoie de pacificatori, ruși, de mediatori și de garanți pentru că Deci, asta este capcana în care Republica Moldova se bălăcește timp de 30 de ani de zile. Deci trebuie schimbată abordarea, strategia. A, ferește că da, deoarece aici eu îmi expun părerea mea personală, deci ca să fie clar că deci dacă există un format al procesului de negocieri timp de 20 de ani și în cadrul acestui format nu s-a generat niciun dram ceva, ceva pozitiv pentru Republica Moldova. Din potrivă. Înseamnă, din potrivă, cedări unilaterale bazate pe corupție și pe agenții ruși de influență, deci aici la Chișinău, deci înseamnă că aceasta e o capcană. Care este rostul să te în această capcană? Deci trebuie de schimbată abordare, dar pentru ca să fie schimbată abordarea este nevoie de schimbare clasei politici. Și eu sper totuși că acele schimbări a clasei politice care noi le-am văzut în anii 20-21, totuși în ultima instanță vor aduce și la schimbarea abordării, deoarece dacă ne uităm la fenomenul care noi, noi îi spunem conflict transnistrian. Deci, pe noi soarta ne-a protejat prin faptul că Republica Moldova nu are frontieră comună cu Federația Rusă. Noi avem 1222 de kilometri de frontieră cu Ucraina, dintre care 452 de kilometri sunt în afara controlului puterii constituționale de la Chișinău. Dar nu avem frontieră comună cu Federația Rusă. Acesta este un argument forte sau super forte care teoretic, dacă ar exista voință politică și competență la Chișinău, ar fi permis inițiarea unor politici pașnici pentru ca acest regim să fie pus la respect și să fie asigurată demontarea lui graduală și controlată. După anexarea peninsulei Crimeea, dacă nu greșesc, mă corectați, Rusia a avut intenția repetată de a lăsa Republica Moldova fără regiunea de sud a Republicii Moldova. Nu numai. E vorba, noastră aveți în vedere proiectul Novorosie. Federația Rusă, ca un stat bolnav de complexe imperiale, a intrat în euforie inimaginabilă, deci după anexarea ilegală a Crimeei și a încercat să realizeze proiectul Novorose. Ce înseamnă proiectul Novorose? Asta, preluarea controlului asupra teritoriilor de-a lungul Mării Negre până la Odessa. Da? Adică, izolarea Ucrainei, preluarea teritoriilor și izolarea... Ucrainei de ieșire la mare, cu ieșirea în regiunea Odessa. De aici, regiunea Odessa este regiunea învecinată cu Republica Moldova. Și dacă ne aducem aminte de 4 octombrie 1940, când au fost trasate arbitrar frontierele noi Republicii Unionale, atunci această frontieră a împărțit în două diferite proporții pe etnicii bulgari și etnicii gagoazi veniți la începutul secolului 19 din Dobruja actuală Bulgaria în cadrul politicii de colonizare realizate de Imperiul Rus. Și a, noi cunoaștem, acestea sunt fapte concrete, cum că, de exemplu, în unitatea teritorială administrativă găgăuză, la 2 februarie 2014 a fost organizată o provocare politică denumită, așa zis referendum chipurile cu orientare geopolitică. În realitate, acolo, la pretinsul referendum ilegal, erau două întrebări, una dintre care adoptarea legii numărul 33 cu privire la statutul amânat al autonomiei găgoze. Ce s-a pus la cale? Deja se cunoștea că pe 27 iunie 2014 urma să fie semnat de către Republica Moldova acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Și era pregătită ideea cum că Republica Moldova, semnând acordul de asociere cu Uniunea Europeană, deci cedează o parte din suveranitatea sa și aceasta oferă dreptul, asta vorbește despre incompetența strigătoare la cer a celor care au votat la 23 decembrie 1994 în Parlamentul Republicii Moldova, lege cu privire la statutul juridic special al unității teritoriale administrative Găgăuze, care prevede că Republica Autonomie localitățile din autonomie Găguzei capătă dreptul la autodeterminare externă în cazul dacă Republica Moldova își pierde suverenitatea. Și era pus la cale, deci proclamarea pe 28 iunie, a două zi după semnarea, și un moment semnificativ care corelează cu 28 iunie 40, da? proclamarea așa zisei Republici Bugeac, unde ar fi intrat raionul Tărăclie, populat preponderent de etnici bulgari. Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuză și localitățile din regiunea Odessa, populate preponderent de Găgăuzi. Există dovezi în acest sens? Există dovezi. Există persoane care, din administrație de la Comrat, Anatolic Cara, de exemplu, șeful departamentului pentru tineret și sport, care era a antrenat în racularea tinerilor și trimiterea lor în rostov pedon în lagăre de pregătire a boievicilor pentru, deci, vă dați seama, se lucra serios. Deci, eu am activat în Institutul de Politici Publice și noi în 2014 am realizat un sondaj în zona de sud și a fost întrebarea, ați auzit despre proiectul Republicii Bugeac? Da, 42%, preponderent cei tineri, au auzit de proiectul Bugeac. Ne mai vorbim că sunt lucruri care probabil o să le spunem public, dar se cere ceva timp și s-a intervenit și acest proiect a fost anihilat. Dar era evident că realizarea proiectului Rusia presupunea inclusiv preluarea controlului asupra Republicii Moldova. Deoarece este evident că trupele Federației Rusia aflate în stânga Nistului nu s-ar fi ocupat cu culegerea floricelilor. Ce reprezintă astăzi, domnule Nantoi, regiunea separatistă a Republicii Moldova? Întrebarea este bună cuvântul degradare. Astăzi, această fășă îngustă de pământ, 202 km de la nord spre sud sau viceversa, cu suprafață de 3700 de km pătrați, prezintă o enclavă degradată. Sondajul din 89, realizat în fostea URSS, ne-a dat cifra de circa 750.000 de locuitori în stânga Acum, dacă locuiesc acolo o jumătate, dintre care circa 140.000 sunt pensionari, sigur că zona este profund militarizată și acesta este un pericol foarte mare, din simplu motiv că a avut loc o concreștere evidentă a trupilor care formal sunt sub jurisdicția Federației Ruse și unităților paramilitare ale regimului anticonstituțional. Există cifre cum că circa 70% din contingentul unităților care formal aparțin Federației Rusă sunt locuitorii transnistriei cu cetățenie rusească. Dar ei sunt până, până atât de iniția, neinițiați în realitățile rusești, încât pentru ei se organizează niște seminare speciale pentru că ei să fie familiarizați cu cadrul juridic al Federației Rusă din momentul când se înrolează în acest grup operativ al trupelor Federației Ruse. Rusia, pur la un șeritlic. În Stânga, din 2005, dacă nu greșesc, este instituit așa numit grup operativ al trupelor Federației Ruse, care face parte din Districtul Militar de Vest al Federației Ruse, și care. Rusia utilizează argumentul fals, cum că Rusia este nevoită să-și păstreze prezența militară pentru a păstra, pentru a proteza pe deci, depozitele de la Kolbasna, pe care chipurile, vedeți, nu le poate evacua, deoarece cei din Transnistria nu le permit. A puternicul Putin nu poate să-și evacueze munițiile, deoarece cei din Transnistria, întreținuți de Federația Rusă, nu îi permit. Așa zisul conflict transnistrian, dacă la începuturi era un conflict sângeros, armat cu pe psihoze colective, acum a degradat într-un business criminal de proporții. Business criminal din care se hrănesc cei corupți de la Kremlin, dar de pe lângă Kremlin, cei corupți din Ucraina, cei corupți de la Chișinău. La Chișinău situația a început să se schimbe, dar vă dați seama în situația când actuala guvernare luptă din răsputeri ca să facă ordine aici pe malul drept, nu putem să ne așteptăm la miracole în ceea ce privește acțiune în raport cu regimul din stânga Da, Domnule Nantoi, vă mulțumesc foarte mult pentru această lecție de istorie. Poate ne mai revedem și cu altă locăție. Să ocazi. sperăm că această lecție va provoca un interes minim printre spectatorii dumneavoastră. Cu siguranță va provoca acest interes. Să vă mulțumesc, doamnelor, domnilor. Vă mulțumesc și domnilor voastre pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Noi ne revedem deja săptămâna viitoare la aceeași oră până atunci. Toate bune!